Draftul de ordonanță de urgență privind reducerea cheltuielilor publice a fost modificat radical de către guvern. Premierul Marcel Ciolacu dă startul procesului de regionalizare și descentralizare al României, proces care a mai fost încercat în România, dar care a picat la Curtea Constituțională. Potrivit ordonanței la care încă se lucrează, primele categorii de servicii care trebuie să fie regionalizate până la data de 1 ianuarie 2024 sunt cele prestate de direcțiile de sănătate publică, direcțiile sanitar-veterinare, direcțiile județene pentru agricultură, direcțiile județene școlare. În urma regionalizării acestor servicii publice, trebuie să rezulte o reducere cu cel puțin 15% a numărului de personal, precum și o reducere cu cel puțin 15% a cheltuielilor de funcționare, respectiv a cheltuielilor materiale și servicii. Pe termen lung, se va ajunge la o regionalizare efectivă, în care județele României să fie prinse în regiuni de sine stătătoare.